După ce s-au întărit, le luăm din frigider și le punem pe tortul nostru sau putem decora direct pe tort. Să vedem modul de preparare și de ce avem nevoie. Pentru crema noastră de unt o să avem nevoie de un pachet de unt de 250 de grame lăsat la temperatura camerei. O să-l tăiem așa bucățele, vedeți că este moale la temperatura camerei. Așa, și îl putem bate cu o spatulă sau cu mixerul. Acum depinde de fiecare. Și am să amestec cu aceasta. Încet, încet, așa o să amestecăm. Ne ajutăm cu această paletă să dăm jos de pe pereții vasului. Vedeți cum consistența s-a făcut pufos. Și acum o să adăugăm puțin câte puțin din laptele nostru condensat. Așa. Amestecăm, amestecăm. Așa. Și acum am un tub de lapte condensat de 170 de grame și am să pun puțin câte puțin. Sau puteți folosi laptele condensat, îl realizați acasă după rețeta mea. O găsiți pe canalul de YouTube, lapte condensat, Camelia. Așa. Și acum, din acest tub, o să punem puțin câte puțin și o să mixăm. Și mixăm așa, încet, încet, din tubul nostru, adăugăm așa, până îl punem pe tot. Și amestecăm. Ia uitați crema noastră cum arată. Așa este pufoasă, pufoasă. Acum o să o punem într-un poș cu undui și o să încercăm să facem câteva floricele. Și astăzi o să folosim acest dui. Ia uitați, așa arată. Este formă. Și o să punem în săculețul nostru. Așa, o să tăiem aici și apoi o să punem crema noastră de unt. Așa, am pus în poș crema noastră de unt. Puteți folosi și acesta, și acesta. Ia uitați. Vedeți câte sunt? Așa. Ia uitați. Apoi o să mai avem nevoie de această formă ca să putem face florile peste și o să prindem așa. Ia uitați. Așa, și aici deasupra o să facem trandafirul nostru. Prima dată ne dăm așa și lipim aici peste. Așa. Vedeți? Și începem încet, câte o petală. Așa, mai lipim. Ne ștergem dacă este necesar să ștergem vârful. Da? Și începem și tragem așa, ia uitați. Așa, vedeți? Și facem așa bobocei micuți și trandafirașii, putem face și mai mici, și mai mari. Acum depinde de duiul pe care îl aveți. Ia uitați. Așa. Să mai facem încă o petală. Și o să lăsăm așa. Putem face și mai deschis. Așa. Ia uitați. Trandafiraș. Așa. Și-l luăm. Și-l așezăm așa aici, peste. Ia uitați, aceasta este crema de unt. Poate fi
Vedeți? Așa. Și putem face fel de fel de... Ia uitați. Așa. Putem face și inimioare, și floricele, și putem decora cum ne place. Ia uitați. Fluturașul nostru. Așa. Așa, sau putem decora și cu culori în gel. Facem, uitați, așa. Aceasta este rețeta de astăzi, simplă. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarele. Pentru ganajul de ciocolată albă o să avem nevoie de 140 de grame de frișcă, 200 de grame de ciocolată albă și arome, aromă de vanilie. O să punem frișca în microunde, circa un minut, să se încălzească. Nu trebuie să atingă punctul de fierbere. Sau putem încălzi pe foc, până la punctul de fierbere. O las un minut. Acum o să tăiem ciocolata bucățele. Frișca este gata. Așa, am tăiat ciocolata. Frișca s-a încălzit. Punem ciocolata în vasul cu frișca. Amestecăm și lăsăm să se topească ciocolata. Din frigider am scos ganajul nostru, s-a răcit. I-am să tai puțin aici și am să-l bat direct aici ca să nu stropesc peste tot. La urmă o să adăugăm și puțină vanilie.
cutie. Acesta este ganajul de ciocolată albă. Ia uitați-l. Îl dăm și pe acesta la frigider. Acoperim cu folie. De suc de lămâie plus coajă rasă de lămâie. O să avem nevoie de 100 de grame de zahăr. Un ou. 50 de grame de făină. 40 de grame de ghimbir. Ghimbir proaspăt și mascarpone 250 și frișcă îndulcită 500 de grame. E din aceste două o să punem în această cremă pe care o punem pe foc și o să decorăm. Acum, într-o crăticioară vom pune oul. Așa. Cu zahărul. Vom adăuga și sucul de lămâie, lămâie cu pulpă. Adăugăm și coaja de la o lămâie. Așa. Și ghimbirul nostru dat prin răzătoare. Ia uitați. Așa. Amestecăm. Totul bine. Adăugăm și făină. Amestecăm. Și apoi o să dăm pe foc. Crema noastră s-a îngrășat. Ia uitați. Este aproape gata. O mai lăsăm câteva secunde pe foc. Ia uitați. Crema este gata. Crema de lămâie. Ia uitați. Acum o să o punem într-un vas și o să acoperim cu pelicula transparentă. O punem pe toată. Acum vom acoperi cu peliculă. Ia uitați, să se lipească așa de cremă și lăsăm să se răcească. Așa. Aici am un vas și am să pun frișca. Acum să o bat cu mixerul. Sper să nu fac prea mult zgomot. Ia să vedem. Încerc puțin. Am să adaug încet și mascarponele. Și am să-l amestec. Vedeți că este uscat, să nu aibă zer. Că altfel se taie. Așa. Amestecăm puțin frișca. Dacă puneți frișcă neîndulcită, adăugați zahăr, 100 de grame de zahăr. Adăugați. A mea este îndulcită și nu mai pun. Așa. Acest blat nu are nevoie să fie însiropat. Eu fac tortul de astăzi pentru mâine. Așa, o batem bine și apoi o unim cu crema. Așa, mai amestecăm puțin, am să dau blatul deoparte. Așa, dăm și de pe margini.
Și cum am spus, în fiecare vineri am să intru în direct cu voi și să facem câte ceva. Puteți lăsa mesaj în comentarii ce ați dori să facem bun împreună. Și eu am să mă uit și atunci am să hotărăsc ce facem, ce facem vineri. Așa. Acum mai mixăm. Uitați, crema este gata, cred. Crema de frișcă și mascara. Acum am să aduc și crema de lămâie. Aici am crema de lămâie. Eu am ținut-o la rece ca să se răcească. Ia uitați. Și acum am să unesc din frișcă cu mascarpone peste crema de lămâie. Ia uitați. Acum o să amestecăm puțin și cu mixerul. Și după aceea adăugăm crema de frișcă. Așa. Am să amestec mai întâi crema. Așa. Am amestecat puțin crema. Mă scuzați pentru zgomot. Așa. Ia uitați. Și acum adăugăm din frișca noastră puțin câte puțin. Am să mai adaug puțin frișcă.